Sănătatea ar trebui să fie cu adevărat prețuită și este nevoie ca fiecare să se bucure mai mult de tot ceea ce are. Este lecția pe care o învață zilnic medicul Alina Tănase. Deseori este martora unor întâmplări incredibile, atunci când calculele de pe hârtie sunt total diferite de ceea ce se petrece în realitate. Mi se pare emblematic cazul unei paciente care nu era hotărâtă să facă transplant. Și a venit cu nașul ei și a zis: nașul meu este foarte apropiat de noi. Și a venit cu soțul ei și cu nașul lor și zice: nașul este foarte atașat de noi și zice: este un luptător și am mai mult curaj dacă este și dânsul și explicat și de lui și simt nevoia să fie aici. Și după aceea el mă împinge să merg la transplant. Și am avut această discuție și am explicat și după aceea pacienta a venit și a zis: știți, m-am sfătuit cu nașul meu și o să vin la transplant. Și zice, fiindcă, nu știu, așa zice dânsul, zice, dar oricum mă gândesc până luni și da, clar că vin. Și n-a venit luni, a venit marți și mi-a spus: luni l-am înmormântat pe nașul. Știți, a făcut infart și asta a fost. Și eu cred că rolul lui a fost să mă facă pe mine să trăiesc. Și pacienta este la aproape 4 ani de la transplant, dintr-o boală absolut fără nicio șansă și în care toate calculele hârtiei spuneau că nu o să meargă foarte bine și nu o să boala o să meargă spre un final nefericit. Și întotdeauna mi-aduc aminte entuziasmul celui care a influențat-o și a încurajat-o să meargă mai departe în condițiile în care viața lui s-a terminat în 2 zile. Știți, cred că lucrurile trebuie văzute și așa. Niciodată nu știm cum va fi pentru noi în următorul an și cred că trebuie să luptăm. Cred că nu trebuie niciodată să abandonăm lupta. Și asta le spun și pacienților mei de fiecare dată când vin, fiindcă angoasa și frustrarea și durerea este așa de mare și nimeni nu înțelege de ce eu și de ce mi s-a întâmplat mie și de ce trebuie să trec prin treaba asta. Și atunci, dacă nu reușești să găsești un obiectiv pozitiv și nu reușești să te uiți la partea plină a paharului, că ai o șansă, că totuși știi ce ai de făcut și că agățându-te de șansa asta ai șanse să reușești, altfel nu poți să mergi mai departe. Și nici nu știi, de fapt, ce se va întâmpla. Medicii români sunt mult mai empatici decât cei din țările occidentale, crede medicul Alina Tănase. La București, lupta se numără în zile sau luni. Se caută soluții chiar și atunci când nu mai există nicio șansă. În România încă poți să faci pe eroul. Încă poți să faci tratament unui caz depășit. Sau considerat depășit de protocol. Am primit mai mulți pacienți care veneau din străinătate după un consult, și la acel consult le-a spus: nu mai avem variantă curativă pentru dumneavoastră, trebuie să beneficiați doar de terapie paliativă, adică nu mai putem face nimic, mergeți acasă, este un caz încheiat. Și am încercat și chiar am reușit în anumite cazuri să creștem supraviețuirea. Și faptul că am reușit să oferim un an de viață unui pacient care nu mai avea nicio zi sau o săptămână de viață, eu cred că merită să faci această meserie în România. Ce le spuneți oamenilor care vă întreabă de ce eu sau de ce mie mi s-a întâmplat asta? În primul rând le spun: nu știu. Și în al doilea rând, întotdeauna le spun: aș lua premiul Nobel dacă aș ști. Sau aș ști și ce tratament să vă fac dacă s-ar fi descoperit. Fiindcă nu știm de ce.
Și chiar cred că în viitorii ani vom afla care e modificarea celulară pentru fiecare din bolile astea, ca să putem avea, de fapt, un tratament țintit. Probabil că asta vom, așa vom trata în următorii 10 ani. De multe ori zâmbetul apare pe chipul doctoriței Tenase atunci când sună telefonul. Sunt, de fapt, mesaje de mulțumire din partea celor care au învățat că o boală grea poate fi învinsă. Nici nu trebuie să vă spun ce minunat este să nu-l mai recunoști pe pacient. Știți că și-a reluat fizionomia, întotdeauna am spus, în momentul în care vine la transplant este un organism bolnav, un organism care a trecut prin multe, de obicei, tratamente citostatice și un organism pe care se vede suferința. Și după această procedură și după ce trece o perioadă, organismul își revine la viața de dinainte și arată ca un organism de dinainte de boală. Și senzația pe care o ai când te întâlnești cu un pacient care și-a reluat fizionomia, care și-a reluat viața, este absolut incredibilă. Probabil că asta este și lucru care ne face să putem merge mai departe. Știți, fiindcă este întotdeauna, toată lumea ne întreabă, dar nu-i foarte greu? E foarte greu, fiindcă niciodată nu știi dacă o să ajungi cu bine cu pacientul respectiv sau nu, fiindcă este o procedură agresivă, o procedură cu multe complicații, nu numai la în Institutul Clinic Fundent sau în secția asta, ci peste tot în lumea asta. Din păcate, fiindcă ar fi minunat să fie o procedură ușoară cu care să ajungem cu toată lumea la un final reușit, și întotdeauna este greu în momentul în care îți dai seama că nu mai ai variantă terapeutică. Cred că ăsta este cel mai greu lucru pe care eu mi-l pot imagina. Cum treceți peste aceste momente? Nu cred că trec foarte bine. Nu trec foarte bine, fiindcă întotdeauna empatizez cu pacientul și întotdeauna încerc să găsesc o variantă și acolo unde nu există. Cred că este important să apreciem viața, să apreciem ce avem, fiindcă există atâta boală și atâta moarte și atâta muncă și atâtea lucruri care ni se întâmplă, că de cele mai multe ori nu apreciem ce-i frumos. Și cred că e important să plecăm de la serviciu și să vedem ca un floripomi.